Fostul deputat și ministru al educației Leonid Bujor a murit miercuri după ce s-a infectat cu noul coronavirus. El era internat la Spitalul Republican din Chișinău. Potrivit reprezentanților instituției medicale, Leonid Bujor, în vârstă de 65 de ani, avea o formă severă a bolii. Vestea i-a întristat pe prietenii fostului demnitar, care au transmis condoleanțe familiei îndurerate. Conferențiarul universitar Adrian Ghicov a fost cel care a anunțat decesul omului politic. El ne-a spus că Leonid Bujor rămâne istoricul, pedagogul, omul politic, ministrul și pur și simplu un suflet care a iubit oamenii și viața. Este un regret imens pe care îl trăiesc acum în suflet. Domnul Bujor s-a dezvăluit ca o fire foarte atentă în raport cu oamenii, un om care a iubit frumosul și, așa cum spuneam, a iubit viața. La aparea acestei vești s-a instaurat parcă în suflet, dar cred că și în întreaga comunitate educațională, o adevărată tiranie a durerii. Leonid Bujor intenționa să lanseze și o carte de memorii, dar nu a mai reușit. Un fragment din lucrare a fost publicat într-un ziar de specialitate, unde vorbește despre reabilitarea statutului și despre locul disciplinei istoria. Și Ministerul Educației a emis un mesaj de condoleanțe familiei, rudelor, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut pe Leonid Bujor. Leonid Bujor a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova între 2005 și 2009, și ministru al educației în guvernul Filat din septembrie 2009 până în ianuarie 2011. În 2015 a fost secretar general adjunct al guvernului. Leonid Bujor a fost decorat cu Ordinul de Onoare. Distincția i-a fost oferită de președintele interimar de atunci, Mihai Ghimpu. Mă doare că mă aud în fiecare zi că ba unul, ba altul este răpus de acest blestemat coronavirus. A fost un om, la locul lui, un om patriot, profesionist, care s-a demonstrat capacitățile sale și în calitate de deputat și ministru. Nu în zadar l-am decorat cu Ordinul de Onoare.